Veste rea pentru românii de pe litoral. Ce se întâmplă cu vremea de Sfânta Maria 2023? Vremea s-ar putea să le strice planurile românilor care au planificat o vacanță de Sfânta Marie. Marea va fi agitată cu valuri în zona de țărm. La munte își vor face apariția ploile. Ce spun meteorologii? Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Marie? Anual, mii de români așteaptă minivacanța de Sfânta Maria. O parte dintre aceștia și-au făcut o tradiție și petrec aceste zile libere pe litoral. Însă, vremea s-ar putea să nu fie atât de bună. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de vânt de peste 50-60 de km pe oră. Mai mult, marea va fi agitată cu valuri în zona de țărm. Vântul va sufla cu intensificări susținute în extremitatea de sud-est a teritoriului. Pe litoral vor fi rafale de peste 50-60 km/h, iar marea va fi agitată cu valuri în zona de țărm, se arată într-o postare a paginii MeteoPlus. Cum va fi vremea la munte? Nici la munte vremea nu se anunță a fi atât de bună. Cerul va fi înorat și sunt așteptate ploi torențiale, însoțite de descărcării electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În sud, sud-vest și la munte vor fi perioade cu înorare accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. 15-16 august se arată în aceeași postare. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în amiază în mai multe regiuni. Sunt așteptate temperaturi ridicate. Vremea va fi călduroasă la amiază în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 34 de grade, se arată în aceeași postare. Însă, temperaturile nu se vor menține la fel de ridicate seara și dimineața. Potrivit meteorologilor, nopțile și diminețile vor fi reci. În unele zone, temperaturile ar putea ajunge între 17 și 18 grade. Însă, într-adevăr, nopțile și diminețile rămân în continuare ușor mai răcoroase, cel mai mult se va resimți această răcorire în regiunile intracarpatice. Și la această oră consemnăm o diferențiere a ceea ce înseamnă valorile de temperaturi mai reci în zonele centrale nordice, cel mult 17-18 grade, în timp ce în regiunile extracarpatice, în extremitatea de vest a țării sau în partea sud, sud-est și est, valori care depășesc 25 de grade în pragul unei zile de vară, cel mai cald fiind în capitală, 29 de grade. Așadar, o vreme în general frumoasă și călduroasă, dar nopți și dimineți reci, a explicat Elena Mateescu pentru sursa citată.